Tatiana s-a confruntat cu o serie de probleme în ultima vreme, iar totul a început cu concedierea ei. Șeful ei, domnul Vitalie, a chemat-o în biroul său la sfârșitul zilei de lucru. Știi, Tatiana, a început el pe un ton lingușitor, ca și cum ar fi cerut un împrumut, reducem personalul și, din păcate, tu ești afectată. De ce eu? Tatiana l-a privit drept în ochi. Nu am performanțe bune? Nu am spus niciodată asta, a răspuns domnul Vitalie nervos, răsucind un stilou între degete. Sunt doar circumstanțele. Eu sunt doar manager. Îmi pare rău, dar nu mai lucrați aici. Tatiana și-a dat seama că a protesta sau a încerca să-și apere drepturile era inutil. Vei primi indemnizația de concediere și pentru concediul nefolosit. Colectează-le de la contabilitate. Lena este la curent, a adăugat domnul Vitalie. În acea zi, Tatiana a mers acasă cu inima grea, neștiind ce să facă mai departe. Acasă o așteptau soțul și soacra, care o exploatau fără rușine, secându-i energia. Soacra se prefăcea adesea că este bolnavă, obligând-o pe Tatiana să gătească și să facă curățenie după serviciu. Soțul ei, Feodor, influențat de mama sa, își schimbase deja două locuri de muncă în ultima lună și nu aducea niciun ban acasă. Mama lui pretindea că pensia ei se duce tot pe medicamente, iar Tatiana nu-și amintea când și-a cumpărat ultima dată ceva nou. Ea susținea familia ca un cal mic, dar rezistent, încărcat zilnic cu o nouă sarcină, dar care nu se clatină niciodată. Astăzi, Tatiana era pregătită să pună lucrurile la punct și, în sfârșit, să-și pună familia la locul ei, mai ales că acum avea un alt loc unde să meargă. Defuncta ei bunică Vera îi lăsase o casă în sat. Toată lumea era acasă când a sosit Tatiana. Fiodor stătea întins pe canapea și se uita la o emisiune despre reni, iar doamna Olga citea o carte. Nimeni nu s-a deranjat să se miște când a intrat susținătoarea familiei. Tatiana, deși avea bani, nu cumpărase alimente. Bună, familie! A salutat ea veselă. Ce avem la cină? A întrebat Feodor. Orice faci tu, a răspuns ea. Mă doare spatele toată ziua și nu mai am calmante, a început doamna Olga să se plângă. Am renunțat la slujba mea. Nu sunt un sclav care să care saci toată ziua fără pauze, a spus Feodor fără să întoarcă măcar capul spre ea. Sunt foarte obosit. Și eu nu sunt obosită? A răbufnit Tatiana. De la 6 dimineața la magazin, jumătate din ea la casă. Ea se pregătea de luptă. Și? Nu poți să faci ceva? Mi-e foame, s-a smiorcăit Feodor. Du-te și fă-ți singur. Dă-te jos de pe canapea, iar eu mă întind și mă uit la televizor. Dacă ți-ar fi fost atât de foame, nu mai fi așteptat, nu? Sau ai ruga-o pe mama ta să-ți prăjească măcar un ou? Sunt bolnavă, nu pot, a replicat doamna Olga. Dacă ai sta nemișcată destul de mult, ai face și escară pe lângă toate afecțiunile tale. Nu vorbi așa despre mama mea. A apărat-o Feodor. Ar trebui să stai liniștită. Nu poți să-ți iei o slujbă. Ce fel de om ești tu? Trăiești de pe urma soției tale. Un gigolo. Asta l-a pus pe Feodor pe jar. Ascultă, noi te-am luat la noi, cerșetorule. Mulțumită mie, trăiești acum în oraș și îndrăznești să-ți impui regulile aici. Încă un cuvânt și ești afară. Da, afară în căsuța bunicii tale. Ar fi bine să taci și să nu faci probleme. Hai, pleacă în casa bunicii tale dacă nu-ți place aici. Fața Olgăi a devenit purpurie în timp ce țipa, scuipând salivă. Oh! Inima mea! Oh, oh, oh! Mă simt groaznic! Se prefăcea ca o bună actriță. Tatiana a privit și a înțeles că totul era un spectacol. Ea a început calm să-și împacheteze lucrurile într-o valiză. M-am săturat de voi toți, a spus ea.
Haideți, plecați. Nu vom muri fără voi. A țipat doamna Olga, știind că viața ar fi mult mai grea fără salariul Taniei, din moment ce fiul ei nu avea de gând să lucreze. Tatiana a părăsit apartamentul cu valiza ei. În mod ciudat, soțul ei nu a încercat să o oprească, ocupat să se ocupe de presupusul atac de cord al mamei sale. La gară, Tatiana s-a relaxat puțin. Își primise indemnizația de plecare, iar viața fără soțul ei nu mai părea atât de descurajantă. A ajuns în sat seara târziu, epuizată, târându-și valiza. S-a îndreptat spre casa cunoscută, unde își petrecuse copilăria. Curtea era năpădită de iarbă, neîngrijită de mult timp. A făcut o potecă până la verandă, a urcat treptele și a deschis ușa. Mirosul familiar de ierburi a întâmpinat-o. Bunica ei, Vera, fusese vindecătoare pe bază de plante și era foarte respectată în sat. O învățase pe Tatiana o parte din cunoștințele ei, dar Tatiana abandonase totul pentru a se muta la oraș, ceea ce o rănise profund pe bunica ei. Nu și-au mai vorbit de 5 ani, dar soarta a adus-o pe Tatiana înapoi în casa în care își începuse viața. Înăuntru, nimic nu se schimbase. Aceleași feșe albe brodate pe mobilă, pe care le făcuse bunica ei, iar mobila veche și mirosul de ierburi umpleau aerul cu parfumul copilăriei. Tatiana se simțea bine și liberă aici. Nu mai avea slujba disprețuită. Soțul ei nu ar mai fi cerșit bani dimineața. Ea nu trebuia să gătească cina pentru întreaga familie sau să se grăbească la magazin. Liniște și libertate. Tatiana s-a întins să doarmă și a dormit ca un bebeluș. Dimineața de vreme a fost trezită de o bătaie în ușă. Unchiule Nicu. Tatiana a fost plăcut surprinsă de vizita vecinului. El fusese foarte apropiat de bunica ei Vera și o ajutase în gospodărie. Bună dimineața, Tatiana! Am crezut că hoții au intrat în casă, a spus el. Ești în vizită sau plănuiești să locuiești aici? Nu știu încă, dar voi sta o vreme. Vreau să vând această casă, dar nu mă pot hotărî să o fac. E drept că nu poți, a spus el. Defunctata bunică ți-a lăsat o scrisoare, m-a rugat să ți-o dau la exact un an de la moartea ei. Mai este încă o lună, dar cred că Vera mea nu se va supăra din partea cealaltă. Unchiul Nicu a suspinat greu. Mi-e dor de ea. Nu doar mie, întregului sat. Acum trebuie să mergem la centrul districtual pentru a vedea un doctor. Tatiana s-a uitat la plicul ușor îngălbenit, ezitând să-l deschidă. Bine, plec acum. Unchiul Nicu i-a văzut tentarea și a înțeles că vrea să citească scrisoarea singură. Dacă ai nevoie de ceva, treci pe la noi. După ce și-a văzut oaspetele plecând, Tatiana a deschis plicul cu grijă. Nepoată, dacă citești această scrisoare, înseamnă că am fost plecat timp de un an. Sper că nu mi-ai vândut casa. Deci, cine ar vrea într-un loc atât de îndepărtat? Dar nu asta e ideea. În plicul ăsta e un card bancar. Banii de pe el i-am economisit pentru tine de-a lungul vieții. Folosește-i cu înțelepciune, ca să nu fiu nevoită să roșesc pentru tine din partea cealaltă. Bunica ta, Vera. Tatiana a citit scrisoarea, cu lacrimile încețoșându-i vederea. A luat dreptunghiul de plastic verde în mâini și s-a holbat la el pentru mult timp. De ce nu mi-ai dat asta mai devreme, bunico? S-a gândit Tatiana. Poate că viața ar fi decursă altfel. Nu ar fi existat un Fiodor Leneș sau mama lui. Tatiana a luat autobuzul de dimineață spre oraș. Suma de pe card era mai mult decât substanțială. Ea a decis să-și viziteze soțul și soacra pentru ultima dată, ferm hotărâtă să-și adune restul lucrurilor și să-și ia rămas bun pentru totdeauna. Firește, atât Fiodor, cât și doamna Olga erau acasă. De data aceasta, mama lui îl secăia să meargă să-și caute de lucru. El a înțeles că, odată cu plecarea Taniei, lenea nu mai era o opțiune. Deci te-ai întors. Nu mai suportai viața din satul tău?
Doamna Olga a întâmpinat-o cu un mormăit. Tatiana, deja mi-era dor de tine, a încercat Fiodor să o sărute, dar Tatiana l-a îndepărtat ca pe o muscă enervantă. Feodor, divorțăm. Eu sunt aici pentru restul lucrurilor mele. Dar, Tatiana, cum rămâne cu mine? Cum rămâne cu mama? S-a văitat Feodor. Ești adult, o să te descurci. Cum te vei descurca fără mine? Nu mai sunt un cerșetor, Fiodor, cum mi-ai spus ieri. Moștenirea bunicii este mult mai mare decât am crezut. Vrei să cumpăr apartamentul de la tine și de la mama ta? În momentul în care doamna Olga a auzit de bani, a sărit în sus. Tatiana, nu fi supărată pe noi. Știi despre bolile mele și despre zilele grele ale lui Fiodor. Vino înapoi, dragă. Fără resentimente, a răspuns Tatiana. Am retras niște bani pentru tine, ca semn pentru chirie, ca să nu mai faci reproșuri. A scos din portofel câteva bancnote mari. Doamna Olga s-a uitat instinctiv în portofel, observând mai multe bancnote în interior. Dragă, noi te iubim. Rămâi, a implorat din nou doamna Olga. Nu, m-am săturat să gătesc, să curăț acest apartament și să vă spăl rufele. Și a lui Fiodor. M-am săturat de refuzul lui de a munci de bolile voastre prefăcute. Desigur, ai primit o moștenire, iar acum vorbești așa. Doamna Olga era furioasă că moștenirea Taniei îi va scăpa printre degete. Și ai dat prea puțin. Cât timp ai locuit aici? Ne datorez de două ori mai mult. Furia Taniei a izbucnit. Nu-mi voi lua lucrurile. Folosește-le. Cât despre dublul banilor, iată ce zic eu. În tăcere, Tatiana a luat bancnotele de pe masă și le-a pus înapoi în portofel. Nu vei mai primi niciun ban de la mine. Și nu voi mai fi menajera ta. Asta e tot. Adio. S-a ridicat în picioare și a plecat, trântind ușa în urma ei.